Mihai Chirica, scrisoare către membrii PSD, atacuri în rafal la adresa lui Liviu Dragnea. Primarul Iaului, Mihai Chirica, recent exclus din PSD, a lansat un atac extrem de violent la adresa liderului PSD, Liviu Dragnea. Chirica susține că Liviu Dragnea a impus regimul stalinist nord-corean în PSD, i-a divizat România, chiar în anul centenarului. Recentele abuzuri grosolane și absurde comise de PSD Dragnea în oraul nostru mă întristează profund. Îmi fac să privesc cu mult reticență soarta acestui partid. După ultimul azis congres, regimul stalinist nord-corean impus de Dragnea, din păcate, cu complicitatea vinovată a multor altor lideri, i-a terminat opera în structurile centrale de la București, i-a început să întind tentaculele în teritoriu. Cu o conducere a PSD i-a degenerat până la statutul de predepicioare al lui Dragnea, beneficiind de naivitatea, sper, unor instituții ale statului român. Dragnea încearcă să intervină în funcționarea primăriei municipiului Iași, afectând interesele și nevoile ienilor și deturnând semnificația votului acordat PSD de către acetia la cele două rânduri de alegeri din 2016. Este o situație care, cred, nu mai poate fi tolerat. Nu putem accepta ca modelul politic marca Dragnea, bazat pe autocraie, incompetent și obedient, să pun stăpânire pe întreaga ar. Social-democrai autentic, progresist, pro-european, mai ales, democratic, atent în egal măsură la nevoile cetenilor simpli la bunul mers al economiei, ne oblig să ne împotrivim transformării social-democraiei din România într-o grupare în care dăinerea unui buletin de Teleorman a devenit valoarea suprem, înlocuind promovarea educației, experieniei profesionale, muncii dedicate și bunei credine. Este nevoie de tărie și de responsabilitate pentru a rezista împotriva presiunilor pe care, prin ameninare, momire cu funcții și tentativ de antaj, Dragnea le pune asupra primarilor, consilierilor locali și județeni, efilor de organizai, asupra tuturor social-democraților de bun credin. Mi-e teamă, însă, ce pentru mulii dintre social-democrai adevărat este deja prea târziu. Partidul îi pierde tot mai evident, pe zi ce trece, caracterul social-democrat. Unde mai este orientarea socială când, în ciuda programului ambios de guvernare în care românii au avut atâta încredere, cele neguverne Dragnea nu au reușit să aduc decât haos și confuzie în sistemul de salarizare și de pensii, creând nedreptii revoltând angajații din educație, sănătate și din structurile de ordine. Unde mai este caracterul democrat când dezbaterea onestă a fost înlocuit complet de politica pumnului în gur, iar criteriile de promovare in aproape exclusiv de dependența fa de sinecurile de stat, de incompetența autosuficientă, de obediența oarb fa de liderul suprem? Ce ar trebui să ne leagă toi social-democrații onești responsabili este ce Dragnea a creat un cerc vicios care a dus PSD într-o funtură. Dragnea s-a înconjurat de oameni mici, care nu pot nici nu vor să-l conteste, fiind depind de el. Oamenii verticali și valoroi au fost fie eliminați sau marginalizați,
fie s-au retras singuri din primul plan, rămas fără potențial contestatar, fără inamici naturali în cadrul partidului. Dragnea va continua să promoveze oamenii mici, în timp ce aceia de bun credință se vor îndepărta mai mult de partid. Cât timp Dragnea nu este scos în afara partidului, din interior sau de către justiția din România, PSD este condamnat să ajungă un partid mărunt, lipsit de principii și de doctrină, fără viziune și fără competent, nefrecventabil de partenerii internaționali, un partid incapabil să se schimbe și să guverneze, în care nerespectarea legii este regula, iar abuzurile de tot felul în loc de normalitate. E trist, însă foarte clar, în centenarul Marii Uniri, în loc să unească, Dragnea împrea IT România între men oameni, în englez, iteleormen. Arar Mihai Chirica, pe pagina personală de Facebook.